Vlad Filat și Vladimir Plahotniuc față în față, aceștia s-au întâlnit astăzi cu un altul comisar european pentru extindere și politică de vecinătate, Stefan Füle. Întrevederea a avut loc la sediul misiunii UE, cu puțin timp înainte ca oficialul să plece la aeroport. La întâlnire au mai fost prezenți premierul interimar Iurie Leancă, deputații PD Marian Lupu și Dumitru Diacov. Deocamdată nu se știe despre ce au discutat, deoarece ei nu au făcut declarații pentru presă. Pe parcursul vizitei sale, Stefan Füle s-a întâlnit atât cu liderii partidelor parlamentare, PRDM, PDPL, cât și cu liderul formațiunii socialiștilor. Înaltul oficial european urma să se întâlnească și cu președintele Partidului Comuniștilor, însă Vladimir Voronin a refuzat pe ultima sută de metri întrevederea, în semn de protest. Politicianul s-a supărat pe Füle că a salutat minoritățile sexuale în timpul marșului. Precizăm că Stefan Füle a venit ieri la Chișinău cu ocazia Zilei Europei. Cu acest prilej, el a ținut un discurs în fața oamenilor adunați în scoarul Teatrului de Operă și Balet, Maria Bieșu.